Bună ziua! Un moment. Bun. Domnul șef trebuie să mă adresez, așa scrie. Pe cine șef? Ion Zatușevski. Uh-huh. Mă tăiați numai la șef. Ivan Zatușevski. Dar trece așa cetățenii, analizului cum trec aceștia care depun cerere, au dorit să și președinți. Păi toată lumea se facă așa. Poate, da. N-ar mai fi coză. Da, vrei un control medical, nu e problemă. A depus cereri de vii președinte, șefii te-au primit, s-au făcut fără rând analizele. Oamenii care sunt bolnavi așteaptă, ștăți sunt amabili, toți perfecți. Dar și așa când vii ca un cetățean simplu și tare gine, da? Doar că nu toți au 40 de ani. Da, da, măcar cei care au după 40, măcar și ei. Practic până la 40 nici nu prea se adresează lumea mea la medic, numai în caz de ceva rău. Deci e bună legea. Noroc de prezidențiale. Răputată legea. Legea răputată. Legea e bună atunci când cetățeanul simplu e luat de șef și dus de mână. Dar nu când unul de-al de mine care depune cerere, sau altul care n-am deputat, sau e un șef oarecare. Credeți că îți vine și vremurile astea când să-l ia? Poate. Cetățeanul simplu de mână? Dar pentru ce lucrăm. Și pentru ce îi plătim. Pentru ce îi îmblăm la judecat, pentru ce din banii noștri prins leapă. Să aibă grijă tăi de cetățenii simple. Cei care sus e o leafă bună, pas permită la un centru privat. Păi, plătește cât ai și haide unde. Deci eu care are 900 de lei, 100, 2, am auzit oamenii au și 300 de lei, tot venitul lunar. Pensie sau salariu? Pensie. Și faci o 300 de lei. Bună ziua! Domnul Ungureanu, sunt la dumneavoastră. Ce scăutați? Secția... Ce să aveți? Sunt la îndreptare ceva? A, o foiuță. Dați-o la foiuță. Nu dați o foiuță. E KG, e cu CAD. Poliția, de securare. Poliția n-am. Cum aveți poliția? Medic, doamna Gabriela a spus că e gratis. A doua ne întreabă, aveți poliție? Deci nu e chiar gratis. Nu, fac trebuie de echitate, așa. Ies așa, o întrebăm, dacă îmi răspunde, bine, dacă nu. Trebuie de echitate sau nu? O să vă face. Bun, mulțumesc. Adică, chiar dacă nu aveți poliție de asigurare, da. Vă primesc. Da, dacă aș fi un cetățean de rând, nu cred. Dar dacă am depus cereri la Parlament... Este sligotnic. Nu știu cum se cheamă la mine. Cu înlesnir. Cu înlesnir. Aha. O să vă fac așteptați. Da, mulțumesc. Încă n-ați devenit președinte, de-am aveți înlesnir. Așa vă arăți. Hai că ai prins și rând. Da, am prins rând, eu știu. O să stau în rând după oamenii bolnavi sau cum s-a primit. Nu știu care regulă așa. Sperăciorul așteaptă. Cine? Șede bolnavi. Mie e ceilalți, e ca și mie asta. Așteaptă dimineață. Îmi pare că acolo au zis că... Așteaptă. Dar noi trecem.
Asta e.